Anul ăsta servați un alt fel de majorat. 18 ani? Da. De căsnicie? Da, da. Felicitări? Da, da. Mulțumim. Cum vă simțiți? Cam prima zi? E parcă mult mai bine. Mai bine? Da. Mult mai bine? Mult mai bine, da. Au fost niște ani foarte frumoși. Au fost și bine. Suișuri, și coborâșuri. Exact, ca în orice căsnicie. Magda și Alberto sunt căsătoriți de 18 ani și au un fiu de 17, dar se cunosc de când aveau 14 ani, chiar au copilărit pe aceeași stradă. L-am văzut, m-am simțit ceva puternic și am știut că o să rămân cu el toată viața. Și eu știam lucrul ăsta. Polițist de profesie, Alberto a trecut prin multe momente dificile. Cel mai greu moment din cariera mea a fost atunci când un coleg de patrulă mi-a murit în brațe. De fiecare dată stau cu teamă să vină sănătos acasă, să nu se întâmple nimic. Dar trecem și peste această problemă. Dar cel mai greu moment din viața lor a fost acum un an, când fiul lor, Andrei, a fost accidentat la un meci de handbal printr-o lovitură puternică de minge primită în zona capului. Timp de 24 de ore nu și amintea nimic, nu reținea nimic. Ne-a fost frică că o să rămână așa. A fost foarte greu, a fost... Dar am trecut cu bine. Andrei este un copil ambițios, este puternic și continuă cu handbalul. E viața lui, nu poate să trăiască fără handbal. Am devenit și noi pasionați, ne-a intrat în sânge chiar handbalul. Din cauza înălțimii sale, Andrei nu va putea face handbal la nivel profesional. Cu toate astea, părinții sunt recunoscători clubului sportiv pentru faptul că formează caractere și le-a insuflat copiilor un stil de viață. Îi educă foarte mult, îi dezvoltă, îi ajută ca și oameni. Și în acest motiv, noi considerăm că ar fi oportun să îi ajutăm atât cât putem și noi. Faptul că Andrei a suferit un accident ar fi șocat, mă gândesc, foarte mulți părinți. Deci vă dați seama că ne învinovățeam că l-am lăsat la handbal, că l-am dus la handbal și luasem hotărârea după că nu va mai continua cu handbalul. Deci ați decis că nu-l mai lăsați. E absolut bine, e firesc pentru orice părinte. Iar în momentul când și-a revenit și am stat de vorbă cu el, ne-a zis... spus despre ce a fost vorba... A spus că nu o să renunțe niciodată la handbal. Da. Zice, mami, mai bine plec de acasă decât să renunț la handbal. Da. Și iată că sunteți aici și printre altele vreți să ajutați și clubul de handbal. Exact. Cum este comunitatea de acolo? Înțeleg că sunteți prieteni cu ceilalți părinți, înțeleg că mergeți și că aveți evenimente. Și... Suntem un fel de galerie. Da. Am înțeles, cu galerie. Da, da. Da. Oricum aveți... multe dorințe, am înțeles că sunt și mai mari și mai mici, și o excursie, poate două excursii, poate peste ocean, poate peste alt ocean. Sperăm să dea Domnul. Da. Bun, hai să vă spun puțin despre Marele Sit. Cifrele de sus, de la 1 la 7, sunt pozițiile din care vor cădea bilele. În prima rundă, cea mai mare valoare de pe zid este de 5.000 de lei, vedeți acolo în mijloc. Treaba voastră este să adunați cât mai mulți bani în această rundă. Dar cel mai important este să rămâneți pe plus la finalul rundei. Puteți avea un singur leu, este suficient încât să mergem mai departe. Câte 3 bile albe vor fi lansate din pozițiile 1, 4 și 7. Este o rundă contra cronometru și condiția de bază este ca voi să blocați unul dintre cele două răspunsuri până când prima bilă ajunge la această linie de marcaj de la baza zidului. Dacă ați răspuns corect, bilele se fac verzi și banii se adună. Dacă răspunsul e greșit, se fac roșii și banii se scad